Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi este salată de cartofi cu iaurt grecesc și cu ou. Haideți să vă arăt ingredientele. Dragii mei, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am fiert aici în jur de 1 kg de cartofi, gata, curățat, fiert. O să așteptăm să se răcească, că este fiartă. Deci avem 1 kg de cartofi fiert, avem 4 ou întreg fiert, avem o ceapă verde, avem 150 de grame de iaurt grecesc și o să folosim și o lingură de maioneză de casă. Și bineînțeles, o să folosim și sare și piper. Da, să știți că eu n-am făcut maioneza, o să fac cu voi. Și am pregătit aici, am 200 de mililitri de ulei, 2 căței de usturoi, un praf de sare, avem un ou întreg și o să punem și o lingură de muștar. Deci de atât avem nevoie să facem o salată delicioasă, care se numește salată de cartofi cu iaurt și cu ou. Deci, dragii mei, cartofii este fiert, curățat, în bol, așteptăm să se răcească. Ouăle o să curățăm și o să tocăm cu voi și ceapa verde și atunci facem maioneza. Uitați, aici avem uleiul, usturoiul și sarea în recipientul ăsta, că facem cu mașina. O să punem, uitați așa, o lingură mare de muștar. Și o să punem și un ou întreg. Deci din asta o fi maioneza. Deci maioneză de casă, care v-am spus, e un ou, un praf de sare, 2 căței de usturoi și o lingură de muștar. Și uleiul din cât vreți voi puteți să faceți, mai mult, mai puțin, cât aveți nevoie. Eu fac din 200 de mililitri de ulei. Așa că acum am pregătit tot în recipientul ăsta și acum am mașina pregătită și imediat băgăm în priză și facem maioneza. Facem maioneza. Am luat mașina, că aici am priza și facem maioneza. Maioneza, uitați-vă aici cum arată. Deci abia să ia după mașină. O să curățăm, bineînțeles, să spunem la spălat asta, să scoatem. Și o să folosesc, nu foarte mult, o lingură de maioneză. Eu am făcut mai mult, că mai am nevoie. Și punem decât o lingură. Voi puneți cât vă place, cât vreți. Cât vă place de mult. Asta e după gust. Am curățat. Asta o punem la spălat. Așa. Și o să... Ai răbdare, te rog. Vedeți? Aici avem ceapă verde. Avem două firuțe de ceapă verde care le tocăm foarte mărunt. Așa. Așa, o băgăm aici în boluț, că curățăm ouăle până se răcește cartofii, că cartofii este cald și nu putem amesteca, dacă cartofii cald, nu putem să punem iaurtul și
Deci nu putem folosi salată caldă. Deci trebuie să fie rece. Asta e baza. Și acum ce facem? Curățăm ouăle. Ia să curățăm aici în farfurie. Uite, le-am fiert. Eu le-am fiert și cartofi și ouăle. Acum și ouăle încă scalde. Sunt foarte calde. Se vede că iese abur. Dar curățăm de coajă. O tăiem exact cum ne trebuie nouă. Dar salata asta nu durează mult. Durează doar câteva minute. Și avem ceva delicios. Deci toate mâncărurile ce vă arăt eu vouă durează doar câteva minute. Uitați să o curățăm. Am fiert-o foarte bine să fie tare, că așa ne trebuie. Am fiert o 10 minute pe ea, pe ou. Și atunci am zis că ce să vă arăt, că doar fiecare știe să fiarbă un ou tare. Nu trebuie să vă arăt eu cum fierb eu ouăle, că doar știți voi să fierbeți ouăle și să o fierbeți, să o tăiați și să lăsați să se răcească. O tăiem, uitați așa. O tăiem. Noi acum am fiert 4 ouă, voi în funcție de cât sunteți. Puteți mai puțin, mai mult. Acum noi o mâncăm o singură dată și ne-am calculat că un ou de persoană. Acum ce facem? Este tăiat, le punem așa frumos aici, că o să, eu vreau să se răcească de aia, că e caldă. Și trebuie pus așa să nu fie una peste alta și nici n-aș vrea să se rupe, să se sfarmă, să rămână întregi, așa aș vrea. Le punem aici așa cum putem, ca să se răcească și să rămână și întregi, asta e important. Uitați ce fain e, așa, foarte bine, deci cam așa. Și deci ouăle este pregătită, iaurtul e pregătit, ceapa e tăiat, maioneza este făcută unde o să folosim de aici ăsta și cartofii, după cum vedeți, este fiert și tăiat cuburi, cuburi așa mai mari. Da? Mai amestecăm să se răcească, încă e călduță. O să ne, dragii mei, am făcut maioneza, am pus 2 linguri de maioneză, punem iaurtul grecesc peste, așa, punem și ceapa verde, care lăsăm numai un pic pentru ornat, așa, și punem un pic de sare, așa. Ar trebui și piper, dar știți că noi și nu folosim piper. Eu nu pun lămâie. Voi, dacă vreți, vă rog să puneți. Noi nu punem, că eu nu vreau să fie acru. Deci chiar nu vreau. Mie nu-mi place. Și acum, aici avem 1 kg de cartofi fiert, curățat, răcit. Și acum punem iaurtul peste cu ceapă condimentat. V-am spus, voi puneți și lămâie dacă vă place. Eu nu pun lămâie că mie nu-mi place acru. Și acum amestecăm foarte bine. Și dacă nu vreți să fie atât de gras, nu puneți maioneză, puneți doar iaurt grecesc. Așa, exact. E foarte gras. Da. Mama nu poate fără maioneză. Și amestecăm, uitați așa, amestecăm cartofii cu ăsta și bineînțeles condimentăm după gust, v-am spus, sare, piper și imediat, după ce amestecăm, o să scoatem într-o farfurie și să vedeți, atunci punem ouăle, că nu amestecăm ouăle în ea, ouăle le vine pus peste.
Deci după ce s-o amestecat bine, potrivim de gust, o să servim în farfurie. Da, bineînțeles. De aici, din bol, punem pe farfurie. Deci cartofii cu asta este extraordinar, v-am spus, dacă voi vreți, că cam atât ajunge, nu trebuie mai mult. Avem aici ou care... Să vină așa peste, cam atât. Și ceapă verde. Deci cam asta este farfuria noastră care noi o să mâncăm astăzi. Uitați așa arată. Ce ziceți? Vă place salata noastră? Deci este o salată, eu zic că ușoară. Nu este foarte ușoară de făcut. Este ușoară de făcut, probabil. Ușoară de... Dar ce e grea, Ania, că am pus o lingură de maioneză? Includeți, nu puneți maioneza. Faceți-o excludeți, fără. Excludeți. Deci asta a fost salata noastră care am făcut-o noi astăzi, așa arată. Eu zic că este o salată delicioasă, rapidă, care o faceți doar în câteva minute. Și este extraordinar de bun la gust. Așa că încercați și voi. Dacă nu vreți, vi se pare foarte grea, includeți maioneza. Puneți, excludeți. Excludeți maioneza, nu o puneți deloc, puneți numai decât iaurt. Dar eu am pus maioneză că nu o să murim. Dacă n-am murit până acum, nu o să murim nici de acum încolo, cu o lingură de maioneză în plus. Așa că, dragii mei, asta a fost salata noastră. Așa se face, eu așa am făcut de când eram mică. Așa am mâncat și n-am murit. Așa că voi dacă nu vă place cu maioneza, nu faceți, faceți numai cu iaurt. Deci asta este salata noastră, sper că v-a plăcut, o să încercați. Nu rămâne de făcut decât să mâncăm și să vă urăm poftă bună. Vă urăm poftă bună și vă spunem la revedere, dragii mei!